slăbit mai bine de 20 de kilograme și nu vrea să se oprească aici. Minodora vrea să facă furor pe plajă în această vară, însă cât de departe e dispusă să meargă pentru silueta ei și-ar pune oare sănătatea în pericol ca să ajungă la dimensiunile unui manechin? O să aflăm chiar de la Minodora, să o primim cu aplauze! Bine ai venit! Bună seara! Hristos a înviat! Adevărat, a înviat! Mulțumesc mult! Să știi că în promo... Auzi? Da, domnul care vorbea pe teaserul ăsta, vedeta vine, măi, cum sună, măi! Da, te simți bine, nu? Da, vedeta! Și-a gură plină de vedetă! Să știi că e, pur și simplu e șocant când te uiți la imaginea de la nunta ta și la imaginile cu tine acum. Mecla e șocantă, nu? Exact, acolo la e, față exact, se vede da, cel da, mai... Da, da, da. Cum te simți așa, uitându-te la acele imagini și... Mi se par urâte imaginele alea, sincer, fără... Da, dar presupun că ești mândră de tine, că trebuie multă ambiție ca să ajungi aici. Nu sunt foarte mândră de mine, pentru că în ultima perioadă nu am mai slăbit cum trebuia, pentru că nu am mai ținut exact cum trebuia dieta. Și aș fi fost mai mândră dacă aș fi ajuns acum la 70 de kilograme, 69. Trag cu astea 6 kilograme de multe luni de zile. Da, știi că se spune că ultimele kilograme care trebuie așa să le dai jos e cel mai dificil să le... N-am mai făcut sport și din cauza asta nu am reușit. Nu am avut dispoziția necesară pentru a face sport, pentru că dacă mergi la sport trebuie să fii concentrat pe ceea ce faci ca să aibă efect. Am avut o boală de piele și n-am putut să fac niciun fel de efort, să transpir, să fac masaje și așa. Dar am început de 2 zile. Aha. Astăzi de dimineață. Am zis-o bine că te pregătești de, da, crede-mă, de plajă. Astăzi de dimineață, ieri am fost la masaj și la sală. De dimineață am fost trezită la 6:30, împreună cu băiatul, toată familia s-a trezit. La ora 9 eram în sală și mă uitam la Răzvan și Dani și făceam pe bandă. Foarte frumos mod de a slăbi. Da, da. Foarte faină sala asta unde merg. Acum eu nu mai merg de ceva timp la Cori, pentru că e departe de mine, la Cori Grămescu. Oricum, ea a fost lângă mine și mulțumesc din suflet. Ea m-a ajutat să slăbesc. Soțul meu a slăbit de la 85 de kilograme la 69, are acum. Da, îl invidiez, el are 69, acolo trebuie să ajung eu. Da, el a slăbit pentru că voia sau că n-a avut ce să facă? Dacă tu găteai de cură, mânca și el de cură. Eu am gătit sănătos, adică n-am mai făcut șnițele, n-am mai făcut piure de cartofi, cu, știi, deci combinații de-astea și prăjit, decât la cuptor și așa. Și... pentru Liviu nu a fost un chin, pentru că Liviu nu este un om pretențios. Mănâncă ce îi pui în față și, în plus, fără lipsă de modestie, eu tot ce gătesc are gust. Și am mâncat bine. Deci și nu. Cum faci asta? Acum telespectatorii mă bombardeze cu mesaje. Pui condimente? Da. Piper, sare? Pun condimente naturale, nu condimente care să conțină ceva prafuri care da, să dea gust. Da, pliculețele alea. Da, nu. Monoglutamat și nu știu ce. Busuioc, chiuri, știu eu, tarhon, tot felul Coriandru, de măghiran... Da. Știi? Tot ce înseamnă condiment da, natural. Da, natural. Și soia folosesc. Soia și dulce un pic. Mie îmi place. Noi, da, eu sunt bănățeancă și atunci la noi se mănâncă un pic mai dulce. Bun, dar cum zonă. Au fost sărbătorile pascale la voi? Că știi cum e. Dacă nu mănânci un drog, dacă nu mănânci o friptură de miel cu... Iubirea, eu nu prea mănânc drog pentru că nu mănânc organe. Eu niciodată n-am mâncat organe și n-am mâncat carne grasă. Chiar dacă am fost la, de 98 de kg. Eu în primul rând m-am îngrășat de la anticoncepționale. 15 kg. După care... Mai vreo 15 de la nopți pierdute cu așa, mâncat și cu... Stil de viață agitat. Da, agitat, da. Dar ce mă întrebai? Stai. Te întrebam. Stai că era interesantă ideea. Da, da, chestia, era foarte bine. Zi, Angela. Bine și tu, nici tu nu da, mai știi. Da, nu, că era acum, de ce te-ai îngrășat tu. Da, te întrebam cum au fost, ce ai mâncat de Paște? A, da, iubirea, deci nu mănânc de astăzi, nu mănânc organe, deci eu nu simt nevoia de drob neapărat. Dar nici cozonac n-ai mâncat? Nu, te, că cozonac am rupt. Da, păi vezi. Cozonac am rupt, însă, știi ce am făcut? Dacă am mâncat cozonac, n-am mai mâncat în cursul zilei altceva. Deci m-am trezit și am mâncat cozonac până n-am mai putut. Îți dai seama? Bine, 2-3 felii așa. Dar cozonacul foarte... Nu-ți imagina că mă interesa pâinea, mă interesa umplutura aia, cacaoa nucă, și nuca. Da, 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 da. Știi? Am dat comandă specială. Friptură presupun că ați mâncat. Friptură. Da, carnea n-are nimic. Friptură, iubirea, deci friptură, numai carnea macră de miel, alea, să știi cum, așa, fâșii, ținută la bite cu condimentele astea și trasă la tigaie cu foarte puțin ulei și apă. Da? Și spanac. Da, bun. Fain, da.
Da. Deci a fost ok. Ouă? Ouă, dacă mi-ai dat în fiecare zi 10 ouă, 10 ouă aș mânca. Îmi plac foarte mult. Dar n-am mâncat exagerat, nu. N-am mâncat ouă. Chiar mai am acasă ouă. Mă gândeam de ce să fac cu ele, că mai am o grămadă. Le dai și tu cuiva. Da. Nu ai, nu te-ai îngreșat, presupun, în sărbătorile astea? Nu. În mod normal, nu. Vreo jumătate de kilogram, așa, spre un kilogram. Da, important este că te-ai reîntors la sală. M-am reîntors la sală și neapărat trebuie să mă țin, pentru că te rog să mă crezi că în momentul în care eu nu am făcut sport 2 luni de zile, deci am început să atârn. Fără, exact ăsta e cuvântul, așa știi? E. Pentru că cine face sport regulat știe, da, că dacă faci o pauză... Da, efectiv, mai ales că eu am și slăbit foarte multe kilograme, da, deci toată pila trebuie să se reașeze și corpul să se... așeze și în momentul în care n-am făcut sport, de ce am văzut? Pe la picioare, pe la mâini? Păi uite, o să-ți dau și ocazia acum să dansezi pe muzica ta, pentru da, că o să ne cânti cu drag, clipe. Cu drag, vreau să mulțumesc, să-i mulțumesc cu Anei Turcu.